Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Invitatul meu din această seară este domnul Alexandru Oprea, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. Vom aborda un subiect la ordinea zilei, printre multe altele, tot la ordinea zilei. Și vom începe un pic abrupt, pentru că nu știu cum ne vom încadra în timp, ca să fiu sigură că le acoperim pe toate. Începem direct cu investiția care a creat foarte multe lor de poziție, replici, contrareplici, și anume MOL-ul. Doamna Anda Ștefan, în primul rând vă spun dumneavoastră bună seara și telespectatorilor emisiunii dumneavoastră. Este adevărat și uneori credeți-mă că mi-e greu să înțeleg un anumit gen de comportament care nu are nicio logică până la urmă și nu are nici, să spunem, argumente plauzibile și fezabile în spatele unor declarații mai mult sau mai puțin sfărăitoare. Sigur că eu mi-am propus ca președinte de Consiliul Județean administrativ, că așa este denumirea, să tratez ca un manager administrativ problemele acestui județ, care se cheamă județul Dâmbovița. Sigur că am rămas și eu surprins de, eu știu, luarea de poziție a unui distins domn, întâmplător președinte al unei formațiuni politice locale și, sincer să fiu, m-aș fi așteptat la mai multă... Păi nu e întâmplător că e ales. E pentru prima dată ales, dar știți cum, funcțiile vin și trec. Eu cred că ceea ce trebuie să rămână e ceea ce facem fiecare dintre noi pentru comunitatea care ne-a mandatat să o reprezentăm la un anumit moment dat. Și o să explic în această seară câteva din argumentațiile și câteva din considerentele care au stat la baza acelei ședințe extraordinare a Consiliului. Am convocat ședința de Consiliu întrucât se adoptase un protocol între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Apelor și Pădurilor referitor la reglementarea, să spunem, modalității în care se vor realiza construcțiile pe proiecte europene în ceea ce privește traversarea cursurilor de apă. Termenul prin care trebuia să transmitem la minister, pentru că noi avem mai multe, să spunem, treceri pe traseul drumului al cărui proiect îl avem depus și care așteptăm documentele pentru semnare, și ni s-a spus că este necesar să adoptăm într-o ședință extraordinară, pentru că avusesem o ședință ordinară la sfârșitul lunii mai, acest lucru. Profitând de acest lucru, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, bineînțeles că au intrat și alte puncte care erau, eu știu, pe agenda Consiliului Județean și am considerat necesar a fi dezbătute, pentru că nu-mi place să aglomerez o ședință ordinară cu 40 sau 45 de puncte pe ordinea de zi. De altfel, și acesta a fost un subiect abordat în conferința de presă a PNL. Bun. A doua precizare, în conformitate cu regulamentul de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Dâmbovița, care este public și care poate fi consultat de către toți cei interesați, este atributul președintelui Consiliului Județean să convoace ședințele ordinare sau extraordinare sau de îndată și să stabilească ordinea de zi. Pot avea ședințele extraordinare atât de multe puncte pe ordinea de zi? Da, pentru că nu era ședință de îndată. Adică hai să facem distinția între ședință de îndată în care este o nevoie stringentă și o ședință extraordinară care ești obligat să o anunți cu cel puțin 3 zile înainte. Vis-a-vis de anunțarea acestei ședințe, toți consilierii județeni, numai puțin de 35, au fost anunțați încă înainte de zilele libere, deci din data de miercuri 31 mai. De asemenea, li s-a comunicat ordinea de zi. Este adevărat, în presă, ordinea de zi a apărut în data de 6, prima zi, să spunem, lucrătoare, după zilele libere care au fost. 1, 2 iunie, rusaliile 5. Precizau iunie. Că au primit destul de, cu puțin timp înainte ședinței acestei. Nu este adevărat, doamnă, se poate verifica. Au primit ordinea de zi a ședinței încă din data de 31. Acest lucru se poate verifica pe mail, pentru că toți consilierii județeni au tablete puse la dispoziție cu acces la internet de către Consiliul Județean Dâmbovița. A doua precizare, la fel de importantă, este aceea că în dimineața zilei de 7 iunie a fost convocată o comisie juridică sau a fost convocată comisia juridică formată din reprezentanța celor două formațiuni politice care compun Consiliul Județean Dâmbovița, ședința comisiei juridice la care n-a participat niciun reprezentant al Partidului Național Liberal.
A treia precizare, la fel de importantă. Da, de ce n-au participat, știți? Păi nu știu. Înțeleg că nu e interesat dacă n-au participat. Cum să spun? Cine face parte din Comisia Juridică de la PNL? N-aș putea să precizez, dar sigur sunt, cred că 9 membri din Comisia Juridică, cred că sunt 6 de la PSD și 3 de la PNL, din câte am văzut. Deci, sau 4 de la PNL. Bă, pot preciza, nu știu exact. Dar, cu siguranță, fac parte din Comisia Juridică reprezentanței Partidului Național Liberal. O altă precizare extrem de importantă, din cei 13 consilieri ai Partidului Național Liberal, la această ședință n-au venit decât 7. Ceea ce iară mi se pare o modalitate extrem de interesantă de a trata sau de a fi responsabil cu cei care te-au mandatat să le reprezinți interesele. Legat de ordinea de zi a ședinței, cu atât mai surprinzătoare pentru mine a fost acel punct de vedere exprimat de consilierul domnului președinte al Partidului Național Liberal, actualul lider de grup al consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal, de abținere, în condițiile la care, la punctul, cred că 6, nu, la punctul 7 de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu, am avut un proiect de hotărâre privind modificarea capitolului 4 din regulamentul circuitului juridic al bunurilor proprietate private a județului Dâmbovița. La acel punct care introducea această posibilitate de a acorda sau de a constitui superficia ca un dezmembrământ al dreptului de proprietate și care se aplică bunurilor proprietate privată, pentru că este un dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, superficia, n-a fost niciun fel de problemă. Am ajuns și la punctul care, într-adevăr, l-am introdus pe ordinea zilei, tocmai datorită unor discuții pe care le-am avut cu investitorii respectiv, discuții concretizate în angajamente clar asumate de către acești investitori, și am aici două scrisori de intenție, una din data de 7 iunie și una din data de 4 mai. Nu vă mai ascund faptul că în data de 22 mai am avut la o întâlnire la sediul Consiliului Județean cu reprezentanții investitorului interesat care a venit la Târgoviște cu tot ce înseamnă partea de investiții, partea de legal, partea de... Să înțeleg că respectivii consilieri au fost de acord cu superficia. Păi odată ce au aprobat regulamentul, dar când a fost să trecem... Când să trecem din domeniul public al județului Dâmbovița în domeniul privat, pentru de ce am optat pentru acest și e bine ca și care sunt avantajele pentru cetățenii județului să știe acest lucru. Să știți că s-au mai făcut moluri în România, nu e Târgoviște nici deschizătorul de drumuri, dar în marea majoritate a acestor cazuri investitorii au făcut acele investiții pe terenul proprietate privată, în sensul că le-au cumpărat de la proprietari. N-am fost de acord și asta cred că va fi un leitmotiv al mandatului meu. Eu nu sunt adeptul înstrăinării bunurilor proprietatea Consiliului Județean Dâmbovița. Nu voi înstrăina niciun bun al Consiliului Județean Dâmbovița pe perioada mandatului meu. Asta mi-am spus-o și mă voi ține de această promisiune. Și atunci, în cadrul ședinței din 22 mai, pe care am avut-o la Consiliul Județean, cu reprezentanții de la urbanism, de la Direcția de Infrastructură, de la partea de la Direcția de Patrimoniu și de la Direcția Juridică, de cealaltă parte a mesei fiind toți reprezentanții investitorului, partea de legal, vă spuneam, partea de dezvoltare, am convenit că singura modalitate legală este acordarea dreptului de superficie asupra terenului pentru a putea realiza această investiție. Și atunci am agreat un calendar estimativ al activităților pe care noi, ca instituție, trebuie să le urmăm, astfel încât să, într-un interval rezonabil, l-am estimat noi de atunci cam un an de zile, să putem să facem toate demersurile legale prevăzute de legislația în domeniu pentru a face această investiție. Superficia presupune și o redevență? Presupune și o redevență, presupune multe lucruri superficia. Și dacă îmi permiteți, o să vă spun câteva din, cum să spun, etapele pe care noi trebuia să le parcurgem pentru a face aceste lucruri. Mai fac o precizare extrem de importantă. Această investiție vizează undeva câteva zeci de milioane de euro și generează peste 1000 de locuri de muncă directe.
Și cu atât mai surprinzătoare pentru mine este amânarea și tergiversarea. Eu îmi spun dacă pentru a aproba o hotărâre care nu producea, să spunem, efecte de natură patrimonială sau de natură pecuniară asupra, ci doar încadrarea într-o categorie sau alta, au fost atâtea dezbateri, mă întreb ce ar fi însemnat dacă aș fi venit în fața Consiliului Județean cu propunerea de vânzare a terenului respectiv. Mi-aș fi auzit că nu știu ce interese financiare, imobiliare am. Ca să fim foarte corecți, inițierea procedurii de superficie presupune câteva etape. 1. Întomirea studiului de oportunitate. Deci după ce aș fi trecut terenul, că e prima etapă, din proprietatea publică a județului în proprietatea privată, trebuia să fac acest studiu de oportunitate. Deci niște documente întomite de specialiști cu care să vin iar în proxima ședință a Consiliului Județean să-l aprob acest studiu de oportunitate. Al doilea element, întomirea caietului de sarcini și celelalte documentații ale constituirii dreptului de superficie. Pentru că acel caiet de sarcini trebuie să-l public în SEAP, să stea în dezbatere publică și așa mai departe. A treia etapă, realizarea unei expertize de către un expert autorizat pe care trebuia să o bugetez, să vin cu hotărâre de modificare a bugetului Consiliului Județean, pentru că n-am bugetat până acum această cheltuială, pentru că nu a prognozat-o nimeni. Și în care să-mi stabilească expertiza prețul de începere a licitației pentru superficie. Toate aceste activități ar fi însemnat cel puțin o lună și jumătate din momentul în care aveam hotărârea de trecere a terenului din proprietate publică în proprietate privată. O altă etapă, după ce aș fi făcut aceste activități... Poate că derutează și această formulare. Păi nu, doamnă, dar derutează neștiința de carte, ca să fiu foarte corect și foarte, să spun, aplicat pe ceea ce înseamnă. Ceea ce e deranjant pentru mine, dacă am avut niște neclarități pe aceste lucruri, ce i-a împiedicat pe consilieri județeni să se prezinte la ședința Comisiei Juridice, să pună aceste întrebări, sau, având această ordine de zi, văzând aceste puncte pe ordinea de zi, să vină foarte bine la mine, la aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dâmbovița și să ceară aceste clarificări. După ce parcurgeam aceste etape, trebuia să trec și să încep procedura de licitație, care ține cel puțin 60 de zile de la data aprobării acestor documente de către Consiliul Județean Dâmbovița. Nu vorbesc de faptul că puteam avea surpriza să nu vină nimeni la prima licitație și să fiu necesar să repet această procedură de licitație. După ce țineam și licitația, începea etapa de obținere a autorizației necesare pentru construcție, care înseamnă certificat de urbanism, aviz de utilități, aviz de oportunitate, aviz de instituții care mi-avizează planul de urbanism zonal, avizul tehnic al arhitectului șef, hotărâre de Consiliul Local la Târgoviște că edificăm această construcție pe raza municipiului Târgoviște, avize instituții însemnând ISU, DSP, DSVA, SNCFR, SMG, plus autorizația domnule de construcție. Domnule președinte, sunt acolo anumite aspecte de nelegalitate sau cumva aflate no, doamne, în buchia legii, în profund așa respect. Încât să nască niște temeri, că cei care semnează acum această hotărâre, de, proiect de hotărâre, ca să devină hotărâre, se vor duce să dea cu subsemnatul deci acest pe la proiect, acest proiect DNA de hotărâre, sau alte. Acest proiect de hotărâre, așa cum prevede regulamentul, este semnat de secretarul județului și semnat de președintele Consiliului Județean. Consilierii doar bine, o votează. Bine, să pună semnătura așa. Consilierii doar o votează. Ca figură dar de stil, spun, dar practic dureros, ei... Dureros pentru mine îl semnează este prin aprobare. Neștiința de carte a unora care se dau mari cunoscători, ceea ce e deranjant. Bun, nici eu nu sunt Mafalda și nu le știu pe toate. Mă, dar dacă nu știu ceva... Nu e nicio rușine să pui mâna pe un telefon, să deschizi o carte și să vii să te documentezi. Ați avut discuții mai mult sau mai puțin informale cu consilierii PNL pe acest subiect din care se reiasă că nu vor să vină să aprobe acest nu, proiect? Nu, deci asta este surprinzător pentru mine. M-am trezit doar în plenul ședinței, am oferit explicațiile necesare. N-au fost lămuritoare pentru că dumnealor deja luaseră decizia. Și vă mai spun un lucru, pentru mine a fost surprinzător și atacul, mă rog, liderului Partidului Național Liberal la adresa mea, în condițiile în care eu am încercat să tratez cu respect și administrativ relația pe care trebuie să o am cu consilierii aparținând formațiunii politice respective. Dacă dumnealor au fost învățați doar cu gheaga sau cu așa, n-am nicio problemă, ne putem întoarce la stiluri de acest gen. Dar în momentul în care
pretins respect, mi se pare că trebuie să ofer și respect. Iar în ceea ce mă privește pe mine, ca președinte de Consiliul Județean, eu cred că i-am tratat cu respect. Credeți că ceea era ce au făcut dumnealor, nu mi se pare ca fiind o formulă de respect la adresa președintelui. Credeți că era necesară o consultare? Inițial, cu factorii politici, și de ce nu o consultare extinsă? Din toate luările de poziție, de poziție publice, am înțeles că domnii de la Partidul Național Liberal doresc sprijinirea investitorilor privați. Ori a da sau a amâna, că practic este o amânare de 2 săptămâni, nu de 4 zile, cum a spus marele lider al Partidului Național Liberal. Este o amânare de 2 săptămâni, până pe data de 23 iunie, când vom avea ședință ordinară a Consiliului Județean Dâmbovița. Și sper până atunci să delibereze în cunoștință de cauză sau, dacă nu, să-și iau un consultant care să le explice cum e cu superficia, cum e cu concesiunea, cum nu e cu proprietatea. Discuții sau consultări cu reprezentanții PNL până atunci? Păi, domnule, eu cred că cineva care are o neclaritate și, haide să fim, e investiția lui tata asta, Dumnezeu să-l hodinească pe acolo. Este o investiție a județului și cred că la molul ăla care se va face, nu merg doar PSD-iști. Merg și peneliștii, și useriștii, și cei care simpatizează ALDE. Deci eu nu fac o investiție după criterii politici. Eu o fac... Dar poate merg și cei apolitici. Și cei apolitici sau cei depolitizați. Eu fac o investiție care corespunde unei necesități de dezvoltare a județului identificate într-o strategie. Cu discuția în această zonă. Este necesar un mall la Târgoviște? Pentru că se pune și această întrebare, mai mult sau mai puțin retoric. Doamna Anda, dar se... vreau să vă mai spun altceva. Eu am rămas plăcut surprins de modul în care acești investitori care au venit la discuții, și vă rog să mă credeți, n-am făcut discuțiile singuri, nu le-am făcut pe sub masă, la toate aceste discuții ați văzut și din postările mele publice, participă alături de mine cei doi vicepreședinți ai Consiliului, participă consilierii mei, participă reprezentanții ai direcțiilor care au competență în avizarea anumitor documente. Poate trebuia să invitați și pe cei de la PNL să participe. Păi bun, dar nu fac parte din aparatul de lucru al președintelui Consiliului Județean. Dar pentru transparență. Pentru transparență. Am comunicat public ședința, am comunicat ordinea de zi. Dacă dumnealor au vreo neclaritate, ce i-am împiedicat? Pentru că dacă... Există un proverb românesc, copilul care nu plânge, nu-i să dă țâță. Dacă nu spui, bă, mi se pare că nu e cușer chestia asta. Dacă tu nu ridici niciun fel de probleme, te trezești în plenul ședinței, am considerat că, bă, sunt clare documentele pe care le-au primit. Bun, așadar în această perioadă în care au avut la dispoziție ordinea de zi, n-au venit sesizări niciun din partea domnilor lor. Mai mult decât atât v-am spus, nici la ședința Comisiei Juridice, convocată în acea dimineață, la 8:30. În ședință, ce s-a spus? S-a invocat că pentru mai multe date și pentru edificarea dumnealor propun să se abțină sau că nu vor vota acest proiect. Edificarea pe ce teme? N-au comunicat, am întrebat pe ce temă, nu mi-au comunicat. Bun, care va fi, să zicem, deznodământul acestui subiect? Pentru că mă gândesc că nu-l puteți introduce la nesfârșit pe ordinea de zi. Vom avea ședință de Consiliu, așa cum am spus, pe data de 23 iunie. Mă voi prezenta în fața Comisiei, pentru că ce nu înțeleg anumiți domni, pentru că am mai văzut această abordare când a fost vorba de promovarea unei investiții a unui investitor privat la Consiliul Local Municipal Târgoviște, în care au spus unii dintre ei că ar trebui investitorul ăla să vină în fața plenului Consiliului Local. Eu nu cred că în acest mod trebuie să tratăm acești investitori. A doua precizare pe care o fac, trebuie să înțelegem că până la urmă fiecare, să spunem, societate, fiecare investitor își protejează și anumite, să spunem, intenții de business, pentru că va fi totuși o procedură publică. Județul Dâmbovița. Dacă le devoalăm pe toate în faza de pregătire, s-ar putea să dea peste cap niște business plan. Dar revenind, vă spuneam că am fost plăcut impresionat în aceste discuții de modul extrem de profesionist în care acești oameni vin cu lecția făcută despre Târgoviște. Și vreau să mă credeți că și cei care au venit știau foarte clar care este capacitatea noastră. Au văzut, vă rog să mă credeți, până au ajuns la locație. Privat nu vine într-o fundătură ca să și nenorocească business-ul nu. Și bani. Și vreau să vă, mai spun un lucru. Din discuțiile preliminare, nu vom avea un mall de 2 lei la Târgoviște. Dar județul Dâmbovița cheltuiește niște resurse pe care le-ar putea investi în altă parte cu acest mall? Ce resurse cheltuiește județul Dâmbovița? Întreb. Avem un teren acolo de 26 de hectare care, la ora actuală, în afara investiției pe care am făcut-o pentru centru ISU,
Ce am dat pentru cum se zice, pentru sediul RAR-ului? Ce avem prognozat pentru stadion? Și apropo de chestiunea asta, am depus la CNI și ultimele avize legate de obținerea avizului final al Ministerului. Stă pârloagă și nu luăm niciun leu, pentru că, iară, este foarte, foarte important și e bine să citim acest lucru de solicitarea pe care am primit-o de la investitori și o pot pune la dispoziție. Conform discuțiilor purtate la întâlnirea anterioară, a rezultat faptul că ne sunt necesar 7 hectare de teren în vederea edificării centrului comercial, așa cum reiese din planul anexa A la prezent. Am și un plan detaliat. Iar în vederea demarării autorizării proiectului avut în vedere de către solicitant, solicităm acordarea unui drept de superficie asupra terenului, începerea lucrărilor de constituire și plata tranșelor aferente dreptului de superficie vor fi condiționate de existența drumurilor de acces identificate pe planul din anexa A, precum și de acordul cu privire la poziționarea totemului. Deci eu aveam tot interesul să fac cât mai repede aceste lucruri, ca eu, ca și entitate Consiliul Județean Dâmbovița, să încep să percep această taxă. Asta, o amânare, înseamnă că... Bine, cred că și povestea cu stadionul se va lovi de niște sincope. Păi nu, acolo deja am translatat terenul, s-a aprobat, este dat către CNI, către și compania credeți națională. Credeți că acolo se rezolvă? Eu nu spun că vom avea stadion mâine la Târgoviște, dar din punct de vedere al meu ca reprezentant, v-am zis, ca manager al unității administrativ-teritoriale, am făcut ce a fost omenește posibil și am făcut toate demersurile administrative pentru a avea finanțare la acest obiectiv. Vom discuta și despre oportunitatea acestei investiții, dar după o scurtă pauză de publicitate revenim în câteva momente. Ne-am întors, doamnelor și domnilor, cu domnul Alexandru Oprea, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, inițial pe subiectul care a generat foarte multe discuții și replici, așa cum spuneam, al molului din Târgoviște. S-au făcut niște studii de oportunitate sau... Vă spuneam că investitorii respectivi au venit foarte bine documentați, cunosc tot potențialul zonei, cunosc câți studenți avem, cunosc ce se va realiza în județul Dâmbovița din punct de vedere investițional, cunosc care e gradul de ocupare al populației, puterea de cumpărare. Faptul că avem avantajul că avem o densitate mare a populației. Bun, în condițiile în care, în continuare, consilierii PNL se vor opune. Ce șanse sunt? Sau ce posibilități sunt? Doamnă, pentru respectivele hotărâri ne trebuie 2-3. Știu. Eu cred că, bun, cineva cu mintea la el n-are de ce să se opună. Da. Vă aduceți aminte că a fost motiv. Acest tantam și legat de apartamente și legat de anumite investiții? Nu înțeleg din punct de vedere... Sau pot înțelege sau pot bănui anumite... Da, nu este simplu să vă așezați cumva la aceeași masă ca să aflați ce nu e în regulă și ce solicitări sunt, ce observații sunt, cum se pot ele rezolva. Perfect de acord cu dumneavoastră. Asta o să și fac. O să-l invit pe domnul președinte sau o să-l invit pe șeful consilierilor Partidului Național Liberal să-mi explice dacă poate care sunt considerentele. Că cred că nu prea înțeles nici dumneavoastră despre ce este vorba, că din câte știu, prea are pregătire juridică. Dar că e necesară. Păi cred că e necesară ca să faci diferența între proprietate publică și proprietate privată. Păi fără să fiu răutăcios, de când a plecat Nea Marina Antonescu, cam sunt descoperit pe partea asta. Se descurc. Mai greu. Bun, mai greu. Referitor și la stadion. Și acolo sunt întrebări legate de oportunitate. În condițiile în care se motivează, iată, avem stadion. Domnul, stadionul din Târgoviște, bun, avem stadion, avem un teren de antrenament? Nu prea. Tribuna a doua, puțină lume știe că n-are aviz de la ISC ca să, așa, în caz de cutremur, tribuna a doua va cădea. În ce stare este ca să... Deci, ca să fim foarte corecți, joi, săptămâna trecută, am depus la Compania Națională de Investiții ultimul aviz. Mai mult decât atât am rugat, pentru că ni s-a dat, avem acolo, dacă vreți, și o scrisoare din partea Federației Române de Fotbal în care ne sprijină în acest demers și eu sper să mai avem astfel de susținere și de la Federația Română de Atletism și de la Federația Română de Rugby. Este depus cu toate avizele necesare pentru a avea și a intra în CTE-ul Ministerului Dezvoltării pentru a fi inclus la finanțare. Și din câte știu eu, mai suntem noi și Alexandria în această situație. Punctul 2.
Păi atâta timp cât eu, unitatea administrativ-teritorială, fie că mă chem Consiliul Județean, fie că mă chem Primăria Târgoviște, în afara banilor cheltuiți pentru SF-uri, nu cheltui alt bani pentru a realiza o investiție de asemenea mărime, nu e indicat să fac aceste demersuri prin companie. Și nu e cofinanțare. Deci noi ar trebui să punem la dispoziție terenul și să luăm acele avize pentru, și să întomit acel studiu de prefezabilitate. Da. Bun. Probabil că, ce să zic, la un moment dat vom descoperi că este oportună o astfel de investiție, dar ce competiții pot avea? Păi se pot sau în documentația pe care am depus-o, pe stadionul respectiv se pot organiza competiții de nivel sau catalogate de nivelul 4 de către UEFA. Deci inclusiv meciuri internaționale. Stadionul de acum, înțeleg că nu este... Stadionul de acum, hai să fim serioși, este construit în anii 50 și ceva, nu este funcțională decât tribuna 1, nu avem un teren de antrenament, nu avem vestiare corespunzătoare. Toată lumea spune, domne, știți, am dorit ca echipa să nu mai ia locul 4 sau locul 5, să tragem la promovare. Păi bun, tragi la promovare și unde o să jucăm? Ne ducem la Ploiești sau la Pitești? Bine, eu cred că știți, pe varianta aceea avem o potcoavă, nu mai trebuie trăi și calul ca să promovăm. Eu vreau să vă spun că în momentul în care faci un buget cifrat undeva la aproape 1 milion de euro, că atâta este necesar pentru a avea o echipă în Liga 1, numai din drepturile de televizare ei undeva acum și aceste drepturi vor crește în jur de 1.200.000 de euro. Deci ar fi Dar avem bani. Studii care să arate, sau studii, reacții din partea Ministerului Sportului, să zicem, care să demonstreze că vor fi competiții la Târgoviște. Domnul, ne avantajează, avem garanții ne avantajează că echipa foarte... va promova dacă va avea și o bază sportivă. N-avem garanții că plecăm de aici și ajungem în TFR acasă, Doamne ferește, dă cineva cu mașina peste noi. S-au făcut studii și a spus foarte clar, avem cluburi sportive în municipiul Târgoviște, avem secție de atletism, avem un centru de copii și juniori, avem un liceu cu profil sportiv la Nucet, care produce niște... Cum va ajuta această investiție la deschiderea județului? Sau cum va Haideți să vedem. Deci toată zona de la unitatea militară de la gară, noi am privit-o ca o zonă de dezvoltare, pentru că, iată, avem mall-ul, avem stadionul, teoretic, avem, cel puțin la nivel de proiect investițional, avem acel centru ISU, vom avea acolo și un parc, adică am gândit acel spațiu ca o zonă în care cetățenii din municipiul Târgoviște și din județul Dâmbovița pot duce acolo. Iar noi gândim acest stadion nu numai pentru organizarea de competiții sportive, ci și pentru organizarea de, să spunem, întruniri, de săli de cinema, de restaurante, de activități culturale. Deci nu trebuie să privim... Întreținerea unei astfel de baze sportive. Exact, dar nu trebuie să privim funcționalitatea unui stadion cu destinația exclusivă de stadion. Vă mai spun un lucru. Tocmai având proximitatea stadionului și investitorii cu mall-ul au spus că parcarea respectivă, bun, va fi plină la stadion odată la 2 săptămâni, când va fi o competiție sportivă. În celelalte zile ale săptămânii sau în celelalte... Așa, parcarea respectivă poate fi utilizată și de către clienții mulți, adică trebuie să gândim aceste spații multifuncționale. Și așa le și gândim. Repet, nu eu, le gândesc arhitecții. Legate de cheltuielile date de întreținere, vor fi foarte mari, suportabile pentru județ? Eu zic că vor fi suportabile din bugetul unității administrativ-teritoriale. Pentru că automat acolo se va plăti bilet la intrare, se vor percepe și niște taxe de organizare. Da, e să meargă cumva pe profit. Cu siguranță va trebui să facem lucrul acesta. Bun, vom vedea dacă aceste proiecte vor deveni realitate, pentru că mai sunt câteva etape de parcurs. Eu am mai auzit acest scepticism, vom vedea dacă aceste proiecte, bun, dacă nici măcar nu avem determinarea de a le promova, cum să devină realitate? Păi cu mall-ul n-aveți nici măcar o hotărâre de Consiliul Județean. Păi eu sper să o obțin. Așa n-am avut nici cu stadionul și iată că am trecut peste ea. Așa nu mă credeau nici când vorbeam despre investițiile Arcelicului și iată că le avem. Deci lucrurile... Drumurile de acces vor fi rezolvate, că înțeleg că reprezintă o condiție. Drumul de acces am semnat săptămâna trecută actul adițional la contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și avem finanțare în valoare de 10.800.000 pentru drum. Săptămâna asta pun caietul de sarcini PSA
Sper că în două luni, două luni și jumătate să am desemnat un câștigător și undeva în luna septembrie-octombrie să se apuce să facă și drumul și partea de canalizare și de rețele de apă aferente. Despre că inclusiv asta am gândit-o. Acum haideți să ieșim din sfera teoretică, dacă vor fi aprobate, dacă se va demara, în condițiile în care totul va merge bine, în cât timp ne putem gândi la investițiile respective ca fiind realizate. Dumnealor mi-a spus că din momentul în care se apucă de investiție, în 10 luni de zile ei pot fi funcționate. Temerea mea este să reușesc să fac achiziția pentru drum și pentru partea de rețea de apă și canal. Mai repede decât ei. Mai repede decât ei, da. Pentru că ați văzut în condiționarea pe care mi-au pus-o, era acest lucru. Alte investiții importante în județ, ce putem puncta? Păi, de exemplu, am primit astăzi de la Ministerul Turismului o solicitare prin care ni se cere să depunem la acest minister toate documentele necesare în vederea declarării ca stațiune a, mă rog, viitoarei stațiuni Moroieni, Padina Peștera, și eu cred că acest lucru trebuie să-l facem de urgență. De asemenea, am primit tot astăzi de la Ministerul Dezvoltării Regionale sumele necesare pentru plata a 10 planuri de urbanism general în 10 localități, în vreo 2 miliarde, 240.000 de lei noi. De asemenea, vreau să vă spun că avem, eu știu, din toate discuțiile pe care le-am purtat și cu Ministerul Dezvoltării pe propunerile pe care le-am făcut pe PNDL 2 județului Dâmbovița, are aproape 7.500.000 de lei noi lucrări de investiții pe ce înseamnă PNDL 2, dar aici aș vrea să fac o precizare. Am avut și săptămâna trecută, vineri, o analiză cu o parte din constructori și din reprezentanții unităților administrative teritoriale care au catadixit, ca să spun așa, să fiu elegant în exprimare, să dea curs invitației Consiliului Județean de a avea această discuție. Pe mine mă nemulțumește și o spun foarte clar și nu o să încetez să ies public, și le-am și cerut domnilor primari și am spus că voi ieși într-o conferință de presă și voi denunța acele unități administrative teritoriale care au de ani de zile aceste contracte de finanțare și nu depun situații de plată sau nu pun presiune pe firmele respective să lucreze. De ce vă spun acest lucru? Avem contracte de finanțare semnate și sumă pe credit bugetar acordate unităților administrative teritoriale de aproximativ 179 de milioane de lei. Deci, lucrări care stagnează. Noi am decontat anul acesta doar 7.900.000. Dacă dumneavoastră vi se pare normal să am bugetare pentru... Adică să poți să iei bani și să nu vrei. Și mai mult decât atât, le-am dat exemplu unor unități administrative teritoriale care au depus situațiile de lucrări și în 6 zile de la depunerea situațiilor de lucrări la minister au avut bani în cont. Sunt de asemenea unități administrative teritoriale care n-au terminat nici la această dată procedurile de licitație publică. Și fără să se supere pe mine, nu mi se pare corect să ai contractul de finanțare semnat unii de mai mulți ani, alții din septembrie anul trecut și să nu fi terminat de procedura de achiziție. Doamna, dar dacă n-au pot să-și angajeze experți, nu e treaba... Poate n-au bani? Dar fără să fiu malițios pentru dastere și pentru termopane și pentru alte cheltuieli, pentru cursuri, avem bani? Păi nu știu, sunt aceleași localități care nu termină lucrările? Cam aceleași. Câte sunt? Deci, vă cam spun, multe. Cam în jur de 70 și ceva de lucrări pe ce înseamnă PNDL 1 neterminate. La cam. Această dată. În câte localități? În vreo, cred că în 60 și ceva de localități. Păi asta înseamnă mai mult de jumătate. Da, doamnă, asta este adevărul. Bine, am terminat și foarte multe. Sunt localități care au avut 2, 3, 1 și 4 obiective pe ordonanța 28. Dar de ce și vă spuneam... Și sunt și în categoria așa, da? Și în categoria așa, doamnă, nu. Vă dau un exemplu. Unitatea administrativă teritorială, că o să dau și de exemplu și de la, să spunem, și de la putere și de la opoziție. Unitatea administrativă teritorială Mogoșani, Unitatea administrativă teritorială Voinești, Unitatea administrativă teritorială Gurașuții au semnat contracte de finanțare Bezdeadu în luna septembrie. Vreau să vă spun, Bezdeadu, Mogoșani, Voineștiu au terminat și partea de decontare. Gurașuții a făcut achiziția publică pe o lucrare de 100 de miliarde de lei vechi ca valoare și a început deja să deconteze.
Sunt în același timp unități administrativ-teritoriale care au avut achiziții simple, doamnă, deci până într-o 100 de mii de euro, deci de refacerea unor grupuri sanitare, și o să dau aici la fel, două, una de la opoziție și una de la putere, Glodeni și Corbi Mari, care n-au terminat aceste achiziții simple. Sunt de asemenea unități administrativ-teritoriale care au finanțare pe drumuri de 70 de miliarde. Dar de 4... ce motivează? Motivează că ba n-au, au trebuit refăcut proiectul, ba că n-au avut un expert pe achiziție. Dar le-am spus, băi fraților, așa cum v-ați asociat să faceți acea parte de audit la Asociația Comunilor, părerea mea ar trebui să vă asociați să faceți și o echipă de achiziție publice la această Asociație Comunilor. Că vreți, nu puteți să așteptați numai cu mâna întinsă la Consiliul Județean, pentru că și eu am de făcut achiziții pe drumurile Consiliului Județean, pe ceea ce înseamnă cornul și laptele, pe achiziții. Mai împrumutați cât un specialist. Dacă i-aș avea și eu, i-aș împrumuta, dar am și eu 11 oameni la tot compartimentul de achiziții. Mă gândesc la Corbi Mari, că este o localitate mare, foarte mare, și probabil că au mai multe proiecte. Domnule, deci la întâlnirea, și am făcut aceste întâlniri lunare, luna trecută am întrebat un domn primar, domnule, ce faci ești cu achiziția? N-a fost în stare să-mi răspundă. La întâlnirea de vineri n-a mai venit, probabil de rușine, nu terminase încă achiziția publică. Se poate întâmpla să se piardă banii? Da. Da, și o spun, și asta este îngrijorarea mea, pentru că pe ordonanța 28 este regula primul venit, primul servit. Le-am și spus, băi fraților, dacă voi vă treziți și ajunge să ducem situații de lucrări în septembrie sau în octombrie, vă puteți trezi în situația cum a fost și anul trecut, în care să ne se spună creditele bugetare pe anul 2017 s-au cam dus. Mai așteptați dumneavoastră până anul viitor după aprobarea bugetului sau la o potențială rectificare. Adică de prin aprilie încolo. Și atunci ai o problemă și tu, UAT, ai o problemă și tu, firmă, care ai lucrat așteptând să-ți iei... Sunt și situații unde li se pot imputa firmelor întârzierile respective cu siguranță, da. Vă dau exemplu situației de la Crânguri. Avem 156 de miliarde de lei vechi, deci 15 milioane 600 de lei pe o lucrare de canalizare, și în care anul acesta, deci au finanțare certă, au depus doar o singură situație de lucrări de 400 de mii de lei, adică 4 miliarde de lei vechi, ceea ce mi se pare extrem de puțin în condițiile în care dacă depui situații, ți iei și banii imediat. Adică nu există. Am făcut personal mai ce multe... Ce pârghii poate să aibă un primar în condițiile în care, iată, se doamnă, întâlnește poate, cu niște firme poate, care nu au capacitatea poate rezilia contractul, pentru că da, și acest contract... Da, înseamnă timp pierdut, dar tragi ca de un, cum să spun, de un cadavru la nesfârșit sunt unii și sunt, din păcate, cel puțin pe zona de nord a județului, două, trei firme care tot au luat contracte pe acolo, îi găsești la foarte multe localități, nenorocirea e că nu lucrează niciuna. Și atunci ce facem? Stăm așa sinedie că doar a venit constructorul respectiv. Vă spuneam că am fost în teren, nu e posibil să faci o lucrare cu 6 oameni. Sau nu te duci acolo și nu găsești pe nimeni pe șantiere, cum am găsit dar la Produlei. Dar care tu de sarcini, cum o fi arătat? Domnule, dar n-am făcut eu achizițiile publice, le-au făcut aceleași reprezentanți ai unității administrative teritoriale. Și vă spuneam că n-am ezitat să spun că dacă văd că nu se mișcă lucrurile, voi ieși în conferință de presă și voi spune că atunci poate asistăm la niște complicități între reprezentanții UAT-ului și reprezentanții firmelor, că altfel nu înțeleg de ce nu se lucrează. Trebuie să se miște lucrurile și în direcția responsabilizării primarilor, dar pe de altă parte și acest fenomen al firmelor care își antrenează lucrurile mai mult decât pot duce. Asta e un aspect oameni, și, vin cu prețuri, și vin cu prețuri mici la licitație, exact. Semnează contractul, cesionează cu el, dar și după aia își declară insolvență. E o situație care ar trebui rezolvată la un moment dat. Pentru că, într-adevăr, nu poți să-i excluzi. Dacă mă întrebați aici, ar trebui să intervină, intervină legiuitorul și să emită niște certificate de bună purtare. Să spună, băi, nu ți-ai îndeplinit o obligație, nu mai ai ce căuta la alte proceduri. Nu de alta, dar tu, dacă ți iei un împrumut și întârzi, ești pe lista neagră. Știu, dar v-am spus, nu pot înțelege. Avem 170 și ceva de milioane de lei noi și n-am decontat decât 7.900.000, în care, cum să spun, nu s-a dat drumul la bani europeni, nu sunt cine știe ce lucrări pe alte programe, cum sunt cele gestionate de AFIR sau de alte alea. Ordonanța 28 era... Dar sau este din discuțiile pe care bănuiesc că le aveți cu primarii, credeți că se pot impulsiona lucrările așa încât să se... Deci, doamne, unde au fost primari hotărâți și firme serioase, vă dădeam exemplu că au început în septembrie și până în luna iunie au luat deja toți banii și semnează procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor. Unde a fost, lasă-mă să te las? Lasă-mă să te las, ce să spun. Da. Credeți că depinde doar de primar?
În bună măsură, da. În ce măsură? Cât să fie? În sensul de a fi permanent acolo și a pune presiune pe reprezentanții firmei respective. Dacă nu vine făcut notificări, dacă nu reziliat și așa mai departe. Bun. Pentru că în momentul în care e timpul asta, nu cred că îi convine nimănui să piardă câteva zeci de miliarde de lei. Drumurile. Drumurile județene. În ce situație sunt și dacă sunt lucrări anul acesta? Doamnă, deci sunt lucrări anul acesta. Dau o veste bună pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Tot ce am depus ca proiecte de finanțare, înțeleg că a fost acceptat. Partea bună este că la Consiliul Județean n-am stat cu mâinile în sân și dacă mâine ar ieși ordinul Ministerului, de poimine mă pot apuca de lucrări pe trei drumuri județene foarte importante și spun aici Caragiale, Mureni, spun aici Moara Nouă, Săvești, Braniștea, spun aici un drum în sudul județului la care face legătura pe Șelarul, cred că e 503. Deci ne putem, mai am două, trei proceduri de achiziție în care voi da un câștigător probabil la sfârșitul lunii iunie și la fel dacă se semnează ordinul ministrului ne putem apuca de lucru. Noi spunem că avem pe Programul Național de Dezvoltare Locală peste 100 de kilometri de covoare asfaltice pe drumurile județene. Avem câteva poduri pe drumurile județene care sunt prinse în acest program de finanțare și avem de asemenea prin LDP, care este societatea care are concesionat serviciul de întreținere a drumurilor județene, să facem investiții și acolo de aproximativ 7,5 milioane de lei noi. Deci vom începe covoare asfaltice, tratamente bituminoase. Sigur va trebui să mai facem, pentru că am avut o anumită finanțare prevăzută pentru a face procedurile de achiziție publică pe aceste drumuri pe care primim finanțare de la Ministerul Dezvoltării și la proxima rectificare voi retrage banii și voi direcționa pentru a face alte proiecte, pentru că eu sunt absolut convins că vor fi economii din procedurile de achiziție și atunci să am pregătit alte două, trei drumuri și pe de altă parte să pot face lucrări în continuare pe drumurile județene unde n-am avut suficienți bani pentru asocieri, n-am avut suficienți bani pentru tot ce a însemnat partea de reparație și de covoare. Sunt drumuri județene care arată foarte rău și e nevoie de intervenție? Nu arată foarte rău, arată... Sunt drumuri care necesită lucrări de plombare, care necesită covoare, care necesită tratamente bituminoase, pentru că a fost o iarnă puțin mai aspră decât cea precedentă și s-au, în anumite porțiuni, s-au cam... Și mai este un aspect, să știți că și sezonul ăsta ploios ne-a afectat o parte din drumurile județene. Am promovat și acolo un proiect de hotărâre de guvern. Sper să cereți? Noi am cerut destul, dar important e cât ni se aprobă. Eu sper să fie mult mai mult decât ni s-a dat anul trecut. Adică este vorba de câteva zeci de miliarde. Și va ajunge? Niciodată nu este suficient când e vorba de drumurile județene. Câte drumuri județene sunt afectate? Păi pe asta avem, cred că 22 de poziții în conținutul acestei hotărâri de guvern. Dar mai avem încă vreo 6 note de constatare. Vom întâlni din nou Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și vom face revenire. E și vreun pod afectat? Sunt și poduri afectate, da. Poduri mari? Nu neapărat mari, este unul la Dragomirești. Am înțeles. Foarte, foarte scurt suntem deja pe final de ediție despre investiția de la Ulmi. Spre investiția de la Ulmi, vă pot spune cu siguranță, am primit solicitarea din partea investitorilor în care mi-a spus că pe data de 15 vor începe lucrările. Din câte știu, vineri a fost desemnat antreprenorul general care va realiza investiția. Din ce am discutat cu investitorii, urmează ca săptămâna viitoare, probabil, să discutăm cu acel antreprenor și să invit la sediul Consiliului Județean toți agenții economici interesați de o eventuală colaborare, urmând ca aspectele legate de discuții propuse să le poarte fiecare funcție de competențele și de domeniul de activitate al dumnealor. Partea bună este că și ceilalți investitori despre care spuneam că au venit și au cumpărat terenuri, deci astăzi am avut la mapă unul dintre ei deja a depus documentația pentru obținerea autorizației de construcție, deci lucrurile se mișcă și părerea mea sinceră, săptămâna trecută am mai discutat tot așa cu cel care se ocupă de managementul proiectului, am mai cumpărat o altă societate, 17 hectare, tot în zona Ulmi, deci investitorii vin, eu sper să avem inteligența și, mă rog, determinarea să le satisfacem doleanțele și să înțelegem că, cum să spun, noi trebuie să încurajăm această activitate și nu să o descurajăm. Când ar putea să pornească producția la Ulmi?
Din ce mi-au zis ei, undeva în luna ianuarie ar trebui să iasă pe poarta fabricii prima mașină de spălat rufe. Câte locuri de muncă vor fi acolo, în prima fază? În prima fază eu sper undeva spre 1000 de locuri de muncă, directe, vorbind după aceeași de locuri de muncă conexe. Bun. În total, vă spun și fără falsă modestie, cred că vom avea pe ce înseamnă platforma Ulm și lucrurile undeva la 4000 și ceva de locuri de muncă. Suntem la final, din păcate. Vă mulțumesc și mult. N-am epuizat toate. Și n-am epuizat toate subiectele, ceea ce mai cer o emisiune. Știți și... că am răspuns de fiecare dată prezent. Dar n-am făcut, Doamne ferește, nicio critică. Poate vom avea și o dezbatere legată de MOL, dezbatere publică, dacă altfel nu se poate. Doamnă, având în vedere caracterizarea pe care mi-a făcut-o președintele Partidului Național Liberal, îl aștept într-o discuție pe președintele Partidului Național Liberal, nu pe purtătorul dumnealui de vorbe. Nu, deci, dacă este o dezbatere publică, mă gândesc... Bun, având în vedere că sunt într-un cont de umbră, vreau să mă așez la umbra unui mare liberal, care a fost și PSD și PD-list, acum e mare liberal. Nu știu, rămâneți mult acolo, la umbră. În ceea ce mă privește, nu cred că sunt într-un cont de umbră. V-am spus, nu, n-am privit, mă rog, poziția mea publică de președinte al Consiliului Județean. Este o funcție cu determinare politică și cu sprijin politic. Dar eu cred că am încercat și cred că am și demonstrat până acum, sau cel puțin asta este percepția mea și a multor persoane care mă apreciază, că am încercat să fiu un bun manager și un bun administrator. Poate reușiți și un dialog, ar fi constructiv, probabil și ca să existe un dialog, trebuie să fie întotdeauna doi. În condițiile în care din partea aia tăcere și te trezești efectiv într-o ședință și atunci constați că au constatat și dumnealui că au aterizat niște OZN-uri în parcarea Consiliului Județean, e puțin probabil, da. Bun, am zis, rămânem deschiși dialogului, nu vedea. Avem o problemă. Vă mulțumesc încă o dată și așa cum spuneam, vă și eu vă mulțumesc și cu toată plăcerea și altă dată discutăm despre ceea ce considerați necesar și despre ceea ce este benefic pentru cetățenii din județul Dâmbuț. Iar în ceea ce mă privește, m-am spus, sunt adeptul principiului potrivit căruia trebuie să sprijin orice investitor care vine în acest județ și creează niște locuri de muncă. Apropo de chestiunea asta, am mai primit săptămâna trecută un investitor care intenționează în parcul de la Priboiu să fac o investiție și dumneavoastră de câteva milioane de euro. Vom aborda acest subiect în ediția viitoare. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor. Trebuie să ne oprim aici. Vă doresc o seară liniștită. La revedere!